asculți la taclale geniale la Radio Terranova. Pași spre cunoaștere. Bună ziua și bun găsit, dragă om minunat! Te invit la taclale geniale acum la Radio Terranova. Eu sunt Adina Elisabeta Maria, terapeut și coach de relații armonioase. Ghidez oamenii să-și navigheze traumele din copilărie și din fostele relații pentru a crea relații armonioase cu sens și cu iubire. Invitata noastră de astăzi este Anca Nistoroiu, creator al curățării energetice cu carduri pe temele relații, afaceri, financiar, răni emoționale și liberare de convingeri care duc la blocaje în viața de zi cu zi. Bun găsit, dragă Anca! Bun găsit, Adina! Mă bucur mult că te revăd, pentru că noi avem deja o relație strânsă de mult timp. Și trebuie să spun că ești unul dintre cei care au creat inspirația mea de a face aceste carduri, pentru că, știi, anterior făceam doar pictură energetică. Da, niște tablouri superbe, pentru că, că sunt frumoase și curăță energia într-un mod extra, spectaculos. Da. Extraordinar, da, spațiul în care, în care stau curăță foarte, foarte mult și amândouă am avut rezultate pornind de la aceste tablouri. Uh, și ești unul dintre cei pe care, pe în 2018, îmi ziceai, n-ai vrea tu să faci prelocuri, n-ai vrea tu să faci carduri, n-ai vrea tu că oamenii, -au, poate, au nevoie uh, să fie mai micuți, să stea lângă ei, că nu toată lumea o să cumpere acum tablou și nu mergi cu tablou peste tot. Da. <laughs> și, între timp, uite, am avut uh, și proiectul nostru împreună care stă să, să iasă, da, și de bea la aștept. Da, suntem în Știi tu că va ieși grozav când va ieși și eu sunt convinsă că va ieși. Oricum, pentru ce am venit, am vrut neapărat să vin să vorbesc despre anul viitor, 2024, care este un an cu foarte multe suișuri și coborâșuri, cu foarte multe provocări care ne pot face pe noi românii să pierdem o parte din sporul, uh, sporul energetic, sporul financiar, la care avem drept divin și care ar putea veni spre noi, pentru că noi uh, îi intrăm cumva într-un con de -asta de prosperitate. Mm, în sfârșit, A, zice. așa. Așa, dar uh, ideea este că dacă noi uh, îl blocăm cum am făcut-o și până acum, uh, nu este foarte, foarte bine. Cum așa, se blochează sporul ăsta al prosperității? Și știi că vorbeam puțin mai devreme, înainte de emisiune, că unul din una din modalitățile în care noi uh, uh, blocăm prosperitatea este prin agresivitatea foarte intensă față de copii adică avem pretenții și nu în față de copii în sine, față de copilul interior, e și el o treabă, adică autocritica vă, a, judecată autocriti, a nerecunoașterea eforturilor nerecunoașterea eforturilor da ce am făcut, N am făcut mare lucru da, dar da trebuia să munce și mai mult trebuia să mă obiceiesc și mai tare trebuia să mă chinui să nu mă mai mișc ei astea să știi că la nivel financiar întotdeauna brochează, pentru că copilul interior, corpul are nevoie de bani, nu uh, cum să spun eu strada are nevoie de bani copilul interior pentru plăcere dacă noi refuzăm clar plăcerea și bucuria, place să vină și sunt țări care știu să-l preia adică nu e o problemă asta, una din țări este Marea Britanie mm. știi că ți-am mai spus odată că având rece, preiau preiau sporul inclusiv de la noi și avem șanse, ca și data trecută în 2018, să pierdem, să pierdem acest sport Și atunci financiar. în 2018 a venit așa o energie de a, bani? Așa, asupra. în care putem să preluăm bani și din contră. Am, am căzut și mai tare. De ce? Pentru că, pentru că noi am repornit pe direcția asta în care avem o groază de frustrări și le ducem spre copilul interior, da? sau dacă suntem foarte vocali spre copiii noștri pe care îi avem da? și să spunem că avem un copil mutulică și ne trezim că ăsta tremură, nu e în stare să răspundă nici cum îl cheamă să uită la tine așa cu ochi pierduți timiditatea number one, nu-ți fă griji nu-i scopită ăștia nu, clar, ai mei, nu, ai mei răspund răspund cu respect, dar își pun punctul de vedere, da. ceea ce sistemul nu e încântat deloc nu, dar vreau să-ți spun că uh, dacă o ținem așa pe energia aceasta, uh, în care ne blocăm pe copilul interior și copilul exterior prin, cum să spunem un vinovățiri, că e foarte simplu. Ne trebuia știi? să fac mai bine, regrete, da, trebuia da, să dau mai mult. Da, e foarte simplu pentru tine să te impui în fața copilului interior și să spui, a, dar n-ai făcut nimic, dar ce ai făcut, dar ce ai dres, dar ce ai al... Ba, dar ce mare lucru că ai dat cu aspiratorul. Ce asta era o da, muncit Ai trei ore, ai transpirat, între timp te și gândeai ce rețetă să faci, ce să mai semnezi la serviciu. Da. Dar n-ai făcut nimic. N-ai făcut nimic. Ei, chestia asta ne blochează sporul pe, pe anul viitor, clar. Ok, și cum și, facem să. Și una dintre modalități sunt cadurile mele fantastice pe care, cum să spun, tu deja le-ai încercat, ai fost și la curs, poți să spui că au fost foarte Da. Și le, sunt le, foarte... le folosesc și cu prieteni și cu persoane care da. vor să lucrăm. Da. Deci chiar vreau să povestesc că mi s-a părut extraordinar una dintre prietenele fiului meu, mm -hmm. cel mare. Uh, s-a uh, accidentat foarte tare la locul de joacă, deci i s a prins mâna într, într un nu știu cum se mm -hmm. cheamă, mm -hmm. carusel. Da, carusel da. Așa și i-s a rupt mâna așa în trei locuri, absolut îngrozitor. Uh, și atunci te-am sunat, eram disperată, da, e un copil totuși și să mm -hmm. să vezi așa ceva e dureros pentru o mamă. <coughs> Um, și am zis, hai să facem ceva, hai să facem un grup, să ne rugăm. Și da, ne-am rugat și tu ai spus, hai, eu m-am să și creez un tablou energetic. Mm -hmm. Ea bineînțeles că a ajuns la urgență, mm -hmm. au operat-o, doctorii erau foarte sceptici, au zis că cel mai probabil nu o să-i poată salva mâna. Tu ai tot pictat, ne-am tot rugat și, slavă Domnului, au găsit da. doctorii o soluție, pentru că e atât de frumos când mergem așa împreună și cu partea mm. de rugăciune, și cu energetic, și cu doctor și cu tot ce e nevoie. Cu tot ce e nevoie, da. Dați-mi minte că acolo au fost mai multe tablouri, pentru că mm -hmm. uh, erau niște blocaje la nivelul copilului, pornite de la frica de a nu avea tată sau ceva de genul ăsta. Și cum curățai un pic? cum să reîntorce Africa asta, care e foarte intensă la nivelul unui copil, știi? De asta și noi, când suntem atât de duri cu noi în interior și spunem tot timpul, nu ai făcut suficient, trebuia să termin proiectul ăsta, cum ziceam noi mai devreme, că trebuia să termin proiectul ăsta acum nu știu cât timp, Trebuia sau nu trebuia, asta nu este important. Important este că noi ne bicim încă o dată copilul interior, așa cum s-a întâmplat și în copilăria noastră și creiem pentru corpul nostru cele mai mari probleme. Pentru finanțele noastre nu vă mai spun ce creăm. Deci că... oamenii care, care au bani, care țin banii, sunt cei care își vorbesc frumos și care consideră că merită. Da, întotdeauna întotdeauna și nu mai consideră că merită, dau și așa o bonomie față de o recunoștință față de bani și o bucurie că există acolo în viața lor. Altfel, întotdeauna ai pierzi. Dar că ești de ce e interesant să răspundem ascultătorilor, să fie atenți atunci când vin banii la ei, care-i sentimentul? La un moment dat am lucrat cu o doamnă și îi spunea că când, vin, când primesc bani, intru în disperare, că nu știu ce să fac mai repede cu ei, unde să-i dau. Și cum ar fi să simțim bucurie, recunoștință că îi avem, că vin la noi, să ne plătim facturile cu bucurie? Și până la urmă, și ca și plată karmică. Cea mai ușoară plată e în bani. nu? Deci să plătim cu sănătate, cu relații, cu. nu? Da, dar și pe bani trebuie să-i primim, zic eu, din când în când. Și ziceam că anul viitor este un an al bârfei, ca și energie. Bârfa, să știți că e mai rar decât furtul, la nivel energetic. Deci ce, ce înseamnă exact bârfa? Că poate nu știm exact. Înseamnă să vorbim de cineva care nu e acolo prezent, dar să vorbim ceva de rău, nu? În general, și cu un pic de invidie, și mm. cu un pic de hai că-l pun eu la locul lui, și cu un pic, a, să pui oamenii la locul lui, să fii încrâncenat cu ideea că omul ăla nu are deloc dreptate și tu ești fantastic de tare. Asta blochează foarte tare Adică, Geniu sunt superior, celălalt e inferior și celălalt mm. trebuie să facă metoda mea că așa se face. Da, da. da, și numai acum zic eu și cum cred eu, pentru că eu am avut mai multe rezultate. Într-adevăr, ai avut mai multe rezultate, dar în acest moment vine o altă perioadă. Adică vor fi avantajate mai mult femeile, mai mult femeile peste 40 de ani până în 60 și mai mult cele care știu să se, să se ducă așa, să se mlădieze. Adică să accepte și ce este în exterior, nu numai ce cred ele că trebuie să fixeze. Deci e important să fim flexibili și să ne adaptăm în flexibil, 2024. Flexibil și să ne adaptăm este clar. Și una din terapiile care, care zic eu că ajută foarte mult, ai văzut-o și tu, este asta cu uh, cardurile care sunt făcute pentru curățarea de sfârșit de an, adică între 21 Uh, decembrie, în decembrie și 7 ianuarie, când uh, știi că se recrează contractele cu demoni și atunci uh, am făcut pentru susținere cardurile, toți comunicăm, dar puțin stabilim și relații și care este șpirul cu aceste carduri, care curăță extraordinar de intens, curăță în primul rând incapacitatea noastră de a avea răbdare ca celălalt să fie cât de cât cu noi, pentru că altfel rămânem singuri, pentru că nu avem răbdare să fie după noi, să fie în ritmul lui, să priceapă ce vrem noi, știi? Eu, superioritatea asta în care, în general, cum să spun eu, zic învățământul românesc ne-a dus, în care eu știu și acolo mergem, de, de tip, eu sunt șeful, tu... Fii obedient și dacă Fii ești obedient bin. primești 10, dacă nu Fii te obedient. dăm afară. Dacă nu te dăm afară... Te respingem și asta o rană super, super mare pentru super noi romanii. Și vreau să spun că atunci când vor ieși cardurile tale chiar vom avea mari rezultate cu ele pentru că ele chiar, ele chiar rezolvă foarte mult în energia, în energia asta românească în care avem senzația că lucrurile să mergă așa flu, flu, și dacă cineva e într-un ritm mai încet mai și așa mai nestresat până la urmă. Mai nestresat nu are dreptul să existe, știi? Și asta blochează foarte tare da. financiar, foarte tare. În, în sine, ce înseamnă curățarea asta cu carduri? Folosirea a două pachete de carduri, una pe care o are primitorul, una pe care o are cel care e terapeutul, pentru această curățare, care se învață la curs, una din persoanele care predau cursul ești și tu și din cauza că facem împreună carturile, da, și pentru că ai fost atât de drăguță să fii alături de mine la începutul proiectului. Și ce se curăță? Din partea celui care este terapeut se curăță tot ce înseamnă subconștient de grup care a adus situația respectivă, din partea ta tot ce ai creat tu la un anumit nivel, pe o anumită vibrație, într-un anumit timp în această viață pentru ca uh, situația să persistă și să fie în modul acela. Este foarte, foarte important să lăsăm să, să meargă și să funcționeze, de ce? Pentru că unde lucrează cel mai mult carburile și tablourile, bineînțeles, este la nivel de corp. Ai văzut că fiecare din cei care au primit vreodată terapia asta au simțit la nivelul corpului anumite lucruri. Noi de multe ori blocăm atât de tare cu corpul că la un moment dat nici nu mai simte când este abuzat. Și foarte simplu să fii abuzat. Spre exemplu, cineva are tot timpul dreptate în fața ta și tu niciodată n-ai. Da, yeah, și mereu pus la col, și întâmplă în foarte multe familii Și în foarte asta. multe familii, dar în foarte multe joburi corporatiste în România. În, în Olanda, spre exemplu, este o formă de bullying și n-ai voie să o faci. Dar în corporațiile românești este cea mai prezentă formă de impunere. Eu am dreptate, eu știu mai bine, tu mai puțin bine. Aceste carduri pot fi folosite și de persoane care nu sunt terapeuți. Da? Care nu sunt terapeuți se și, am, foarte ușor. și se folosesc foarte ușor. Și am foarte multe cazuri de corporații unde lumea a început să liniștească mult mai tare după ce au început să folosească aceste carduri. Pentru că nu știi și tu, nu-ți ia foarte mult timp, stai un pic. Uh, cumva din corp se destresează, tu poți să spui ce vrea să spui, poți să-ți asumi, că nici la nivelul, nici la nivelul șefului de este atât de pornit, uh, nu sunt lucrurile atât de, de simple, pentru că el practic trebuie să își impună voința, pe când dacă celălalt n-ar fi stresat și nu l-ar vedea continuu doar ca pe, nu știu, autoritatea din viața ei, lui care este, nu ar mai trebui să nu ar trebui să mai rămână în această stare de uh, obediență care să știi că la nivel, la nivel de ăsta important și la cei putea crea mai mult, niciodată nu aduce foarte bine. Nu aduce, nu, nu creează. Eu chiar m-am gândit la situația cu cardurile, pentru că am avut și proiecte împreună cu alte persoane cu cardurile, de ce nu au terminat, nu au fost terminate cardurile respective, chiar dacă tablourile eu le-am terminat. Și mi-am dat seama că poate persoanele alea s-au simțit cu presiunea asupra lor. Și pentru că eu lucrez uh, într-un oarecare ritm, având și, uh, cum să spun, ascendent în scorpion, și scorpionul atunci când suferă foarte intens ca să nu mai simtă, muncește de de nebunește. Și uh, muncește chiar dacă provocările sunt foarte, foarte mari. Da. Și face față bine provocărilor. <laughs> face față așa cum poate face față. Ideea este că la orice scorpion energia se blochează în corp și veți vedea că printre cele mai intense terapii, cele mai intense curățări și destresări sunt la persoanele scorpioni. De ce? Pentru că, în general, în general, corpul începe să vibreze și lasă să plece toate acele momente în care, în care a trăit o situație dominant-dominat. Și chiar îmi spunea cineva dintr-o corporație că manga am putut lucra, după ce am stat și matea asta de oră de mi-ai spus-o tu, am putut lucra altfel. Mi-au venit altfel ideile, nu m-am mai stresat, nu m-am mai frământat. Bine, acolo în firma respectivă toată lumea a făcut uh, terapia, adică șef, uh, Wow, foarte frumos că au fost deschiși. Până la urmă așa. îi ajută și la productivitate, A. pentru că stresul omoară creativitatea. Omoară creativitatea, da. Omoară creativitatea și te omoară pe tine ca om, că tu tot timpul te simți obligat să te impui, celălalt este obligat să nu zică nimic și până la urmă, na, intră într-un burnout. Îi se întâmplă ceva dacă el chiar nu poate să-ți exprime nimic. Și atunci, făcând absolut toată lumea, cumva și deschiderea la nivelul societății a fost altfel. A fost cu mult mai multă înțelegere, mult mai mult ok. Și ce m-a mai interesat foarte mult, eu atunci n-aveam decât cardurile pe relații și cardurile pe binecuvântarea zilei. Am lucrat cu cardurile pe relații. La șef a ieșit o chestie în care, care scrie pretenții nu știu cum <laughs> și la la unul din salariații care a zis că își dă demisia, nu mai vrea să stea <laughs> a ieșit dominat, dominat, dominant, dominant, îndominat și uh, mă gândeam în câte moduri ne frustrăm pe noi când pur și simplu sunt așa metode care nu sunt nici scumpe știi că dacă, dacă ești un pic mai atent la ce se poate, la cum se poate, la ce e posibil, păi altceva aduci, altceva Da, e important să ne dăm voie, să vrem să ieșim de acolo, să găsim soluții. Soluții sunt acum, față de altă dată sunt la foarte multe soluții și uh, sunt așa de frumoase și așa de ușoare, uite inclusiv asta, e ca un joc și deja omul s-a Omul s-a reglat, omul s-a a rezolvat uh, și deja, deja, cum să spun, vin altfel banii, pentru că orice am crede la nivel de CEO, cel mai mult banii se pierd prin nevoia asta de a te impune. În România e greu să nu te impui pentru că, în general, cultura nu este de colaborare. Nu uh -huh. da. e de colaborare, Și Da. Dar e de multă concurență. Da, e așa. Uh, și atunci eu mă impun, îți spun ce ai de făcut și mai vedem noi ce mai departe Tu primești ce ai de făcut, faci ce ai de făcut, îți convine, nu-ți convine La un moment dat uh, spui vreo două că nu-ți convine Poți să vorbești și singurel, dar poți să o spui și în fața mea dacă eu sunt un pic mai înțelegător sau nu dar la nivel de șef, dacă tot timpul ești pe obligația de a impune, tu pierzi financiar, în jur de 25%. Știu că știu sigur asta și nu numai că o știu, eu am aflat-o și la Viana Știbal când am fost la... Eu predau foarte multe din, din yes. cursurile din TETA și când am fost la majoritatea cursurilor, ea atrăgea atenția spre acestui aspect, mai ales la cursurile făcute în, în Emirate, pentru că acolo nu e dominanta bărbatului față de femei. Și ăsta este și motivul pentru care v-am spus că avem șanse să, să vină spre noi conul de abundență, numai că dacă noi în continuare ne purtăm față de femei cum ne purtăm, față de cei care par în subordinea noastră, adică copiii noștri, așa cum ne purtăm, da, uh, și uite, nu căutăm soluții, cum v-am povestit, cum am povestit despre această, aceste carduri, care da. mie mi se par magice. Magice, magice, magice. Și până la urmă, puterea, adevărata putere, nu înseamnă să uh, sari în cărca celui care e slab, să-l folosești și să-l juginești, ci înseamnă să-l ridici pe acel om de acolo și să colaborăm și să contribuim cu toții, nu? Da. Tu cum vezi puterea? Puterea conține și empatie și susținere. Da, doar că noi nu avem cultura care să ne susțină în a recunoaște valoarea fiecărui om. Da, și -a ne bucurăm atât de rezultatele noastre și de. Micile noastre reușite de zi cu zi, că și toți le avem, cât și de a ne bucura de reușitele celorlalți. Da, exact așa. Că românii, slavă Domnului, sunt super bine înzestrați. Da, sunt super bine înzestrați, dar și sunt super bine la a da cu piciorul la ceea ce ar trebui să le aducă abundență. Și cred că fiecare dintre noi recunoaștem că am avut momente în viață când am pierdut aproape de geaba niște bani, niște resurse, niște lucruri pe care poate le doream. Știi? Sunt foarte mulți oameni care au pierdut case, spre exemplu, și dacă te uiți acolo în spate, era suficient să nu se mai complacă în ideea că nu a făcut suficient sau că a greșit undeva și trebuie să plătească altceva. Da, sau știu cum mai apare furie. Furie, da. Furia distruge energia prosperității? O, o distruge, dar cumva nu stă acolo. Dezamăgirea, în schimb, stă mai mult și e mai greu. Și de asta am spus că uh, e important să folosim aceste carduri pentru că se mișcă cumva din corpul nostru. Dacă apuca să rămână acolo, măcar să plimbă un pic, măcar pleacă un să pic. Să nu mai magazinăm energiile acelea nu... stagnante. De să, să nu rămân acolo, știi, pentru că dacă rămânem acolo. Uh, Mi după... se pare că ai normalitatea și mult mai greu ieșim de acolo. E și mult mai greu. Iar, și sunt, sunt modalități de a, inclusiv asta cu cardurile. O să vorbesc puțin și despre curățările mele de la, de la sfârșitul anului, de care sunt foarte mândră. Majoritatea. Mai avem oamenilor... un minut, așa că zine într-un minut. <laughs> într-un minut, da. Uh, ce să spun? Uh, aceste carduri de la sfârșitul anului s-au fost făcute în primul rând pentru curățarea. Uh, contractelor cu demonii care vor fi la anul și demonii de la anul chiar sunt puternici sunt extrem de puternici adică niște entități entități care nu ne lasă să evoluăm atât de ușor nu, nu, ne, nu ne lasă să avem bucurie în viața ah. că de evoluat și în suferință evoluăm stai liniștită și unde spune biserica că noi evoluăm în suferință poate mai tare, poate evoluăm mm -hmm. dar bucuria creează un pic mai mult la nivel de sine Decât, decât durerea, tristețea, neputința, frământarea așa și așa mai departe. Și toma aceste judecăți de sine, aceste concluzii că nu suntem suficient, că nu. că copilul nostru nu e suficient, că vai, Doamne, ce chin avem noi, nu știu pe unde. nevoia de a spune tot timpul că celălalt e greșit sau tu ești greșit, ăștia sunt demoni extrem de intensi pentru anul viitor da. și pe ei lucrează. Anul uh, uh, lucrează aceste carduri minunate, făcute după cartea lui John Maxwell. Toți comunicăm, dar puțin, stabilim și Super. Unde relații. te găsesc cu oamenii? Păi, în primul rând, mă găsesc pe Facebook. Am pierdut deja un cont, dar vom mai avea alt cont. În al doilea rând, mă vor găsi pe YouTube-ul meu, unde iar am început să fiu prezent. În al doilea, în al treilea rând, am și site da, cel mai prezent eu sunt totuși pe, pe Facebook și pe YouTube. Ok, te găsesc cu Anca Nistoroiu, da? Anca Nistoroiu, și da. Și mai e o pagină, Anca Nistoroiu creează tablouri... Vă creează tablouri care aduc iubire și armonie în viață. Minunat! Aici încheie emisiunea de astăzi. Îți mulțumim, draga Anca Nistoroiu, pentru prezență și împărtășirile valoroase. Iar ție, dragă un minunat, îți mulțumesc că ai ales să fii alături de noi și ți dau întâlnire cu bucurie săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, spor la armonizarea relațiilor, spor la bani și la a crea relații care se ducă la evoluție cu blândețe și cât mai multă bucurie. O seară frumoasă tuturor!